Continuă șirul investițiilor în municipiul Orșova. În această perioadă se lucrează de zor la repararea aleilor de acces, dar și a scărilor de bloc de pe strada Castanilor și strada Porțile de Fier. Banii necesari investiției sunt prevăzuți din bugetul local. Aleile de acces, dar și scările de bloc de pe străzile Castanilor și Porțile de Fier au intrat într-un amplu proces de modernizare. Ne aflăm în fața blocului numărul 1 de pe strada Porțile de Fier, vis-a-vis de poliție și de pompieri, unde executăm lucrări de reparații la aleile de acces la fiecare scară de bloc. Tot în zona aceasta am reabilitat scările care leagă strada Castanilor de strada Porțile de Fier, aici în zona pompieri, în zona poliției. O investiție care se realizează din fondul de la bugetul local. Nu are o valoare mare, undeva la 1.500.000 de lei vechi. Văd că se lucrează în forță. I-am surprins pe băieți în plin avânt. Nu pot decât să mă bucur că dăm înainte și cu acest gen de lucrări. Astfel de investiții sunt așteptate cu nerăbdare de orșoveni, întrucât își doresc condiții de trai decente și moderne. Toate aceste investiții nu fac altceva decât să îmbunătățească calitatea traiului orșovenilor, municipiul Orșova devenind pas cu pas un oraș modern la standarde europene.